Bine ați venit sau revenit pe acest canal de YouTube. Numele meu este Andreea și în video de astăzi o să croșetăm împreună haina balerinului nostru. Prima și prima oară ne apucăm să facem haina, după care continuăm partea cu tiulul. Faceți 23 de ochiuri de lanț și din ochiul 2 începem și facem 22 de piciorușe scurte. Și am făcut pe primul, îl facem și pe al doilea, îl facem și pe al treilea și tot așa până ajungem în capul rândului. Și dacă am terminat rândul 1 cu 22 de piciorușe scurte, facem un ochi de lanț, ne întoarcem lucru și facem de la rândul 2 și până la rândul 8, inclusiv rândul 8, le facem cu 22 de piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 9, să facem mai departe împreună. Bun, dragilor, și dacă ați terminat rândul 8, acum la rândul 9 facem 5 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, după care facem o înmulțire. Și repetăm treaba aceasta încă de două ori. Facem 5 piciorușe o înmulțire, 5 piciorușe o înmulțire încă de două ori și încheiem rândul cu 4 piciorușe scurte. La finalul rândului 9 trebuie să avem 25 de piciorușe scurte. Dacă rândul 9 îl terminăm cu 25 de piciorușe scurte, rândul 10, 11, 12, 13 și 14 le facem cu 25 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 15 să facem mai departe împreună. Bun, și acum la rândul 15 facem în felul următor. Facem 12 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și îl facem și pe al 12-lea, după care facem o scădere și introducem croșeta în primul ochi, scoatem, introducem croșeta în al doilea ochi, scoatem și le închidem pe toate trei. Și acum continuăm rândul cu 11 piciorușe scurte. La finalul rândului 15 trebuie să avem 24 de piciorușe scurte. Dacă rândul 15 îl terminăm cu 24 de piciorușe scurte, de la rândul 16 și până la rândul 29, inclusiv rândul 29, le facem cu 24 de piciorușe. Ne întâlnim la rândul 29, să facem mai departe împreună. Bun, dragele mele, și dacă am terminat rândul 29, facem un ochi de lanț, ne întoarcem lucru și acum facem 9 piciorușe scurte. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și îl facem și pe al 9-lea. După ce am terminat cele 9 piciorușe, facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și la rândul 2, de aici facem din nou 9 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și am terminat și rândul 2 din partea din față. Vedeți cum se formează aici? Deci dacă am terminat rândul 1 și rândul 2, facem rândul 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Le facem cu 9 piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 10, ne întâlnim să facem mai departe împreună de la rândul 11. Acum, la rândul 11 facem în felul următor. Facem 8 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui 2, 3,
4, 5, 6, 7 și îl facem și pe al 8-lea și în ultimul ochi rămas facem o înmulțire. La finalul rândului trebuie să avem 10 piciorușe scurte. Dacă rândul 11 îl terminăm cu 10 piciorușe scurte, rândul 12 îl facem tot cu 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. Acum, la rândul 13 facem în felul următor. Facem 9 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și îl facem și pe al 9-lea, după care facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc. La finalul rândului 13 trebuie să avem 11 piciorușe scurte. Dacă rândul 13 l-am terminat cu 11 piciorușe scurte, rândul 14 îl facem tot cu 11 piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 15 să facem mai departe împreună. Acum la rândul 15 facem în felul următor. Facem 10 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. După care în ultimul ochi facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc. La finalul rândului 15 trebuie să avem 12 piciorușe scurte. Dacă rândul 15 îl terminăm cu 12 piciorușe scurte, de la rândul 16 și până la rândul 29, inclusiv rândul 29, le facem cu 12 piciorușe scurte. Când terminăm rândul 29, ne întâlnim să facem mai departe împreună. Bun, dragilor, și dacă am terminat rândul 29, da, de la partea asta din față, mi-am tăiat ața și acum trebuie să continuăm să facem partea cealaltă, da? Și numărăm aici, vedeți? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și introducem aici croșeta, da? Mai ne verificăm o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne luăm ață și facem în felul următor. Facem un ochi de lanț și exact în același loc facem primul picioruș scurt și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, lăsăm firul ăsta deoparte, îl facem pe al 7-lea picioruș, îl facem și pe al 8-lea și îl facem și pe al 9-lea. Și primul rând este gata. Facem un ochi de lanț, întoarcem lucru și facem din nou 9 piciorușe scurte. Și cum am făcut la prima parte, facem de la rândul 1 până la rândul 10, inclusiv rândul 10, le facem cu 9 piciorușe scurte. După ce terminăm rândul 10, ne întâlnim să facem mai departe împreună de la rândul 11. Și dacă am terminat rândul 10, acum la rândul 11 facem în felul următor. Facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc, după care continuăm rândul cu 8 piciorușe scurte. La finalul rândului 11 trebuie să avem 10 piciorușe scurte. Dacă rândul 11 îl terminăm cu 10 piciorușe scurte, rândul 12 îl facem tot cu 10 piciorușe scurte. Dacă țineți minte, la partea asta am început cu 8 piciorușe și la sfârșit cu o înmulțire.
Dar fiindcă noi facem cealaltă laterală, acum începem cu o înmulțire, 8 piciorușe, da? Deci, după ce terminați rândul 11, rândul 12 îl faceți cu 10 piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 13 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 13, începem din nou cu o înmulțire, adică 2 piciorușe în același loc, după care continuăm rândul cu 9 piciorușe scurte. La finalul rândului 13 trebuie să avem 11 piciorușe scurte. Dacă rândul 13 îl terminăm cu 11 piciorușe scurte, rândul 14 îl facem tot cu 11 piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 15 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 15, facem din nou o înmulțire, adică 2 piciorușe în același loc, după care continuăm rândul cu încă 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și îl facem și pe al 10-lea. La finalul rândului 15 trebuie să terminăm cu 12 piciorușe scurte. Dacă rândul 15 l-am terminat cu 12 piciorușe scurte, de la rândul 16 și până la rândul 29, inclusiv rândul 29, le facem cu 12 piciorușe scurte. Uite, înainte să mă duc mai departe, vreau să vă arăt partea asta. Vedeți, dacă aici ni s-a curbat așa frumos, în formă de vestă, și în partea asta lantă trebuie să ne arate la fel. Aici am făcut înmulțirea când am ajuns în capăt de rând, aici la, pe partea cealaltă facem înmulțirea la început de rând, da? Începem cu înmulțirea și după aia continuăm cu piciorușele. Bun, dragile mele, vă las să lucrați până la rândul 29. Când terminați rândul 29, vă tăiați ața, după care revin la voi să facem mai departe împreună. Bun, și dacă ați terminat rândul 29 și v-ați tăiat ața, așa trebuie să ne arate până în momentul acesta. Vedeți, lateralele sunt perfect drepte și aici și în partea asta lantă, vedeți, sunt perfect drepte și aici la mijloc la fel sunt perfect drepte. În momentul ăsta deocamdată lăsăm partea asta deoparte și acum trebuie să mai facem partea aceasta de jos de la mânecă și începem cu 16 ochiuri de lanț. Și vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și din ochiul 2 ne întoarcem și facem 15 piciorușe scurte. Vine 1, îl facem și pe al doilea. Și tot așa până terminăm 15 piciorușe scurte. Dacă rândul 1 îl terminăm cu 15 piciorușe scurte, rândul 2 îl facem tot cu 15 piciorușe scurte. Ne întâlnim la rândul 3 să facem mai departe împreună. Acum, la rândul 3 facem în felul următor. Facem prima oară o înmulțire, adică 2 piciorușe în același loc, după care continuăm rândul cu încă 14 piciorușe scurte. La finalul rândului 3 trebuie să avem 16 piciorușe scurte. Dacă rândul 3 îl terminăm cu 16 piciorușe scurte, rândul 4 îl facem tot cu 16 piciorușe scurte. După ce terminăm de făcut rândul 4, ne tăiem ața și mai facem încă o bucată exact la fel. După ce le avem pe amândouă gata, revin la voi să vă arăt ce avem de făcut mai departe. Bun, dragele mele, și dacă am terminat amândouă lateralele, vedeți, eu mi-am prins haina pe corp ca să puteți să vedeți voi cum arată.
Am prins aici în față, vedeți, îmi vine foarte, foarte drept aici. Vine perfect. La fel și aici și la fel și în laterala cealaltă. Dacă avem toată partea asta făcută la haină, asta înseamnă că mai avem de făcut doar partea cu tiulul. Din păcate, pe cameră o să-mi fie foarte greu în a vă explica partea asta dintr-un singur motiv. Eu nu am mașină de cusut. Neavând mașină de cusut, bineînțeles că am apelat și eu la o prietenă care are așa ceva. Și dacă observați voi, aici este o cusătură foarte fină făcută. Bineînțeles că a fost făcută la mașină. Dar pentru a avea partea asta așa frumos făcută, eu vă explic cum am tiulul tăiat. Asta pot să vă explic. Dar mai mult nu vă pot ajuta pentru că nu am, v-am spus și înainte, nu am mașină de cusut. Și neavând mașină de cusut, nu pot să cos eu la mașină și să vă arăt vouă. Luați două bucăți de tiul, le tăiați pe amândouă în partea de sus să aveți 45 de centimetri și în partea de jos să aveți 30 de centimetri. O să îndoi puțin tiulul la jumătate ca să puteți să vedeți voi mai bine, pentru că este un albastru destul de deschis și se vede foarte, foarte greu. O să încerc să dau lumina puțin mai joasă la cameră. Poate se vede puțin mai bine. Vedeți, e tăiată în curbă zona asta de aici, da? Și aici o să trag o cusătură la mașină, după care toată zona asta de sus și de jos, coațele astea, o să fie încrețită. După ce o să fie încrețită bine, o să fie prinsă pe zona asta de aici de la haină, da? În toată porțiunea asta, pentru a prinde forma asta minunată. Vedeți? Și eu o cos pe dedesubt. Să nu se vadă aici deasupra nicio cusătură. Bun, dragile mele. Sper din suflet să vă fie ajutată cât de cât la partea asta cu tiulul. V-am spus, mi este foarte greu să vă explic. Sper din suflet să nu vă fi încurcată mai mult. După ce termin de pus partea cu tiulul, o să revin la voi și o să facem mai departe împreună. Bun, dragile mele, și după cum v-am spus, după ce termin de pus partea asta de tiul la mașină, am să revin la voi să vă arăt ce avem de făcut mai departe și vreau să vă arăt cum arată până aici. Vedeți, am cusut aici pe dinăuntru, dar am cusut în așa fel încât aici deasupra să nu se vadă nimica. Aici este cusătura trasă la mașină, după care trebuie să îmbrăcăm balerinul și să ne coasem mai departe haina cu mâna. Ne luăm balerinul nostru, așa, introducem mânuțele lui aici frumos, după care îl îmbrăcăm. Așa, așa, să nu desfacem ceva, tragem frumos, așa, perfect. Și acum, vedeți, mâneca este puțin mai lungă ca și mâna, dar e făcut așa, cu un motiv. Ok, și de ațele astea tragem și strângem cât vrem noi, pentru a putea fi aici cât mai bufantă și mai frumoasă. Facem aceeași treabă și la mâna cealaltă. Așa, după care ne tragem de ațe, frumos. Și acum nu ne rămâne decât să, prima și prima oară, să ne coasem haina. Și ne luăm niște ace cu care o să ne ajutăm puțin. Odată prindem haina aici. Prindem și partea asta lantă tot aici. Așa, frumos. Ne mai luăm încă una din asta și ne prindem haina aici, în talie frumos, ca să putem să lucrăm mult mai ușor, da? Și ne prindem și partea asta de aici frumos și în partea asta lantă, nu are rost să o mai prindem, pentru că aici începem prima oară să facem cusăturile.
Ața asta o să ne trebuiască în partea cealaltă. Și dacă avem aici nodul, introduc eu acul și aici și introduc acul aici în primul picioruș pe care îl avem în partea cealaltă. Vedeți? Și uite așa mergem și coasem cât mai drept, să se vadă cât mai drept fiecare cusătură în parte. Prindem aici, ne băgăm în ochiul ăsta de aici și tragem frumos, după care urcăm mai în sus, ne prindem ăsta de aici cu ăsta de aici și tot așa facem până aici sus de tot, după care facem partea din față și partea asta de aici. După ce terminăm de cusut toate lateralele, revin la voi să facem mai departe împreună. Și dacă am terminat de cusut lateralele acestea, nu ne rămâne decât să ne punem partea asta de jos de la mânecă și aveți două variante. Ori vă coaseți pur și simplu, ori o lipiți cu silicon cald. Eu o să o lipesc cu silicon cald. Voi puteți să o coaseți, fiecare cum alege. Îmi pun un pic de silicon cald aici. Nu o să și curgă. Așa. Și prind așa frumos aici. Și mai pun un punct aici și unul în capăt și împrind toată laterala asta. Doar că trebuie să mai bag puțin pistolul la încălzit, că nu am suficient. Bun, dragele mele, și dacă am terminat partea cu haina, acum nu ne rămâne decât să îi facem poantele la balerin. Eu am ales să îi le fac cu un albastru deschis și prima și prima oară facem 13 ochiuri de lanț. Din ochiul 2 începem și facem o înmulțire, adică două piciorușe în același loc, după care continuăm cu 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. Și în ultimul ochi de lanț rămas facem 4 piciorușe împreună. Și vine 1 în același loc, îl facem pe al doilea, tot în același loc îl facem și pe al treilea și îl facem și pe al patrulea, după care continuăm rândul cu încă 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. Și în ultimul ochi rămas facem din nou o înmulțire. La finalul rândului trebuie să avem 28 de piciorușe scurte. Ne prindem cu un pas alunecat ochi de lanț. La rândul 2 începem și facem două înmulțiri, una după cealaltă. Am făcut-o pe prima și acum o facem și pe a doua. Și continuăm rândul cu 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. Și dacă am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum facem 4 înmulțiri, una după cealaltă. Și o facem pe prima, o facem și pe a doua. Ok. Și o facem și pe a treia. Și o facem și pe a patra. După care continuăm rândul cu
încă 10 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum încheiem rândul cu încă 2 înmulțiri. Am făcut-o pe prima și acum o facem și pe a doua, după care ne prindem cu un pas alunecat un ochi de lanț. La finalul rândului 2 trebuie să avem 36 de piciorușe. Acum la rândul 3 începem și facem în felul următor. Facem un picioruș scurt, în ochiul următor facem o înmulțire. Și repetăm din nou. Un picioruș scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. Și acum continuăm rândul cu 10 piciorușe scurte. 2, 3 și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum continuăm rândul cu un picioruș scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. Și trebuie să facem treaba asta de 4 ori. Am făcut o dată și mai avem de făcut încă de 3 ori. Un picioruș scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. A doua oară este gata. Facem din nou un picioruș scurt, în următorul ochi facem o înmulțire. Și mai avem de făcut încă o dată un picioruș scurt și în următorul ochi facem o înmulțire. Și continuăm rândul cu 10 piciorușe scurte fiecare în ochiul lui. L-am făcut pe al treilea, pe al patrulea și tot așa până terminăm 10 piciorușe scurte. Și dacă am terminat cele 10 piciorușe scurte, acum încheiem rândul cu un picioruș scurt în următorul ochi, o înmulțire. Și repetăm un picioruș scurt și în următorul ochi facem o înmulțire. La finalul rândului trebuie să avem 44 de piciorușe. Ne prindem cu un pas alunecat, ochi de lanț. Dacă rândul 3 l-am terminat cu 44 de piciorușe, acum la rândul 4 facem în felul următor. Facem 44 de piciorușe, dar prin V-ul din spate. Da? Deci rândul 4 nu mai înmulțim nimic, decât facem în fiecare ochi câte un picioruș scurt, numai că lucrăm prin V-ul din spate. Da? Nu luăm tot V-ul pe croșetă cum ar trebui să luăm normal, luăm doar V-ul din spate. După ce terminăm rândul 4, facem rândul 5, tot cu 44 de piciorușe, dar lucrăm prin V-ul normal, adică luăm tot V-ul pe croșetă. Ne întâlnim la rândul 6 să facem mai departe împreună. Deci rândul 4 este prin V-ul din spate și rândul 5 îl facem cu 44 de piciorușe, dar îl facem normal. Ne întâlnim la rândul 6 să facem mai departe împreună. Și dacă am terminat rândul 5, acum la rândul 6 facem 16 piciorușe fiecare în ochiul lui și vine 1, 2, 3 și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 16 piciorușe scurte, acum continuăm rândul cu 6 scăderi una după cealaltă și o facem pe prima, o facem și pe a doua, o facem și pe a treia, o facem și pe a patra, o facem și pe a cincea și o facem și pe a șasea. După care continuăm rândul cu încă 16 piciorușe scurte. La finalul rândului 6 trebuie să avem 38 de piciorușe scurte. Acum, la rândul 7, facem din nou 16 piciorușe scurte, fiecare în ochiul lui, 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. După ce am terminat cele 16 piciorușe, acum continuăm rândul cu 3 scăderi, una după cealaltă și vine 1, 2, și o facem și pe a treia,
După care continuăm rândul cu 16 piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și tot așa până terminăm 16 piciorușe scurte. Și dacă am terminat cele 16 piciorușe scurte, la finalul rândului 7 trebuie să avem 35 de piciorușe. Acum, rândul 8 îl facem cu 35 de pași alunecați. Și l-am făcut pe primul, îl fac și pe al doilea, îl fac și pe al treilea și tot așa până termin 35 de pași alunecați. Când ajungem la finalul rândului, ne lăsăm o bucățică așa de ață pentru a putea face partea asta din față de la poantă. Terminăm rândul și revin să facem mai departe împreună. Bun, și acum ne-am pus poanta pe picior și cu acu ne băgăm pe aici pin lucru și ieșim aici. Dați-mă puțin că îmi este un pic cam greu fără cleștele meu să-mi scot acum. Trag ața în afară și mă uit să mă duc exact ca și în partea cealaltă până aici. După care ies cu acul în partea asta, da? Deci îl duc de aici aici și de aici îl scot în partea cealaltă. Și primul X este gata, prima parte de la X este gata. După care urc în sus și mă uit să mă duc pe aceeași linie și îmi scot acul în spate de tot. Așa, dai să împing un pic. Ok. Și ne uităm să ne așezăm foarte bine ațele aici. Și acum, ca să se vadă bine, prima oară tragem de ața asta să strângem bine, după care tragem de ața asta lantă să strângem bine. Perfect! Vedeți? Și acum ne ascundem ața aici în spatele lucrului și am terminat. O scoatem aici. Ne tăiem restul de fir. Bun. Bun, dragele mele, și dacă am terminat haina și poantele balerinului nostru, nu ne rămâne decât să-i facem capul balerinului. Deoarece capul balerinului este exact la fel ca și cel al prințului Mihail, m-am gândit să nu vă mai fac un video extra și să vă spun ce aveți de făcut dacă mergeți și faceți capul de la prințul Mihail. Îl faceți fix, fix, fix la fel, doar că la final nu trebuie să mai apretați părul. La final trebuie să-i lăsați părul exact, exact așa cum pică el după ce îl terminați de pus. Nu-mi rămâne decât să vă urez spor la treabă, dragilor, și să vă dau întâlnire într-un video următor, unde o să începem un nou proiect minunat împreună. Vă pup, dragilor! Pa, pa!